Noua investiție completă și complexă realizată la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș a fost derulată timp de 7 ani. Centrul de recuperare și instruire Salus Peracva, un loc deosebit și util, este pus la dispoziție atât comunității academice, dar și târgumureșenilor. Inaugurarea a fost făcută cu multă mândrie și apreciere de către rectorul Universității, profesorul universitar dr. Leonarda Zanfirei, profesorul universitar dr. Constantin Copotoiu și conferențiarul universitar dr. Nicolae Neagu. Mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a participa la deschiderea, dacă vreți, la inaugurarea a încă unei bijuterii în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Stimați invitați, dragi colegi, dragi studenți, fiecare moment în care inaugurăm ceva pare să fie și este, în egală măsură, este un moment de un moment de bucurie, un moment de sărbătoare. În seara aceasta debutăm într-o condiție frumoasă Zilele Urmăfeului cu această inaugurare specială. Nu a fost ideea universală, a fost o muncă în comun cu participarea tuturor care au invitat și sunt și acum în conducerea universității. Ne-am gândit că este bine să creăm studenților noștri condiții bune ca să se desparte puțin de calculator, de internet. Studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, din cadrul Facultății de Sport, Balneo, Fiziokinetoterapie și Farmacie, au pregătit un spectacol pentru invitați și cadre didactice. Fetele au susținut un număr de înnot sincron, coordonat de Adela Bădău, o demonstrație realizată în premieră în România. E prima dată în România când se face această activitate și această parte a sportului. S-a încercat o tentativă la Brașov, dar la nivel de copii, iar acum la București, de-abia cei de la Lian Manoliu încep să facă selecția de copii. Deci consider că această activitate chiar are, să-i dăm cezarul celor cezarului, deci o chestie de noutate, de diversitate și de varietate. Centrul de recuperare și instruire Salus Peracva este localizat în interiorul campusului, în imediata vecinătate a sălii de sport și este dotat cu servicii de masaj, solar, saună uscată și umedă și hidromasaj. Piscina cu o lungime de 25 de metri, cu o lățime de 10,5 metri, adâncime de 1,30 m până la 1,80 m este compartimentată în 4 culoare de 2,5 metri fiecare. De asemenea, elementele de odihnă conțin fotolii, șezlonguri și bănci încălzite fabricate din ratan sintetic.